Bun găsit, dragi prieteni, astăzi debutăm cu tradiționala rubrică Mortul Zilei, care sigur se amplifică pentru că e vorba de morții zilei. Avem trei persoane importante care au dat tortul popii în ultima perioadă și aș începe cu Geta Caragiu, sora marelui actor, sora cea mică a lui Toma Caragiu, sculptoriță și o profesoară redutabilă. A murit la vârsta de 88 de ani, anunță Societatea de Cultură Macedo-Română, născută într-o familie de aromâni, așa cum se știe, alături de fratele său, dar și de Matilda Caragiu Marioțeanu, o respectată lingvistă. Fiecare a făcut cariera așadar în domeniul său. Geta Caragiu în domeniul sculpturii și a profesat de asemenea la Institutul de Arte Plastice. Toma Caragiu, considerat cel mai mare actor român din toate timpurile, după anumite surse, decedat la cutremurul din 1977, și Matilda Caragiu, care a fost membra Academiei Române, o familie venită din Grecia, din provincia Conița și stabilită ulterior la Ploiești. Despre Geta Caragiu, sigur, s-au spus foarte puține de-a lungul timpului. Este autoarea numeroase lucrări de sculptură de for public, cum ar fi statuia ecvestră a lui Mihai Viteazu, amplasată în 1994 în Piața Unirii din Oradea, bustul lui Grigore Antipa, de asemenea inaugurat în 1995 în municipiul Tulcea, statuia istoricului Vasile Pârvan, amplasată în fața Muzeului Județean de Istorie din Bacău. Toate au fost realizate împreună cu Alexandru Gheorghiță, soțul ei, sculptor de asemenea. A realizat bustul din bronz al lui Toma Caragiu, dezvelit la Ploiești pe 15 noiembrie 2000, data în care marele actor a fi împlinit 75 de ani. A murit Hubert de Givenchy, iată în sfârșit o pronunție corectă la adresa unui dintre cei mai mari creatori de modă din toate timpurile. Monsieur de Givenchy s-a stins în noaptea de sâmbătă spre duminică la 91 de ani în somn, a anunțat Philippe Venet, prietenul marelui creator, citat de cotidianul de dreapta Le Figaro. Eternul ucenic, așa cum îi plăcea să se autodenumească, n-a mai avut nicio prezentare de Doamne ajută de la 11 iulie 1995 la Grand Hotel de Paris. Aia a fost ultima dată când Givenchy a fost văzut într-un mediu de exprimare publică, să zicem așa, după ce o viață întreagă pusese primul care sosea în atelierele sale la ora 7 dimineața. Givenchy obișnuia să spună: la un moment dat mă voi opri să creez Rocky, dar nu mă voi opri niciodată din a face descoperiri. Viața este precum o carte, trebuie să știi să întorci paginile. În general este de notorietate acest lucru, după oamenii mari rămân frazele mici, simple, pe care teoretic ar putea oricine să le spună, numai că nu o face, sau chiar dacă o face, vorbele nu se păstrează. Givenchy a fost un celibatar discret, fraților, și practic n-are descendenți direcți. Ăsta a fost om deștept. Ba în gârlă, a trăit peste 90 de ani și n-a avut familie. Extraordinar. I se spunea pur și simplu Monsieur. De la o vreme mărturisea că nu-și mai găsește locul în această eră pe care el o numea buldozerelor industriale. La întrebarea de unde și de ce depinde succesul, el spunea: depinde de prietenie. O astfel de prietenie cu totul specială l-a legat pe Givenchy de actrița Audrey Hepburn, pocită și ea ceva mai devreme la știrile B1 TV de cel care citea știrea respectivă. Probabil că astăzi te angajează la televiziune și dacă n-ai auzit de Audrey Hepburn, deși mie mi se pare totuși un pic clandestin așa, să ajungi să citești știri pe post când tu nu știi cine a voi l-o pronunța mai degrabă franțuzește. Absolut incredibil. Teste de genul ăsta totuși nu e o rușine, să știți. Să mai dați din când în când tinerilor care vor să ajungă în această meserie en perdition, cum este jurnalismul, adică o meserie pe cale de dispariție, dar totuși să știți că nu e nicio rușine. Așa se face peste tot, în general. Se dă un test minim de cultură generală. N-ai auzit de Audrey Hepburn niciodată, nu poți totuși să ajungi să faci televiziune. Au lucrat așadar împreună, pe undeva e firesc să o fi îndrăgostit de o asemenea actriță,
Era greu după aia să mai găsească pe altcineva, așa că îl putem înțelege. Audrey Hepburn a fost imaginea Interdi, unul dintre primele parfumuri create de acest imens Hubert de Givenchy, qui nous a quitté samedi dernier à l'âge de 91 ans. A murit actorul rus Oleg Tabakov, cunoscut pentru rolurile sale din filme culte ale epocii sovietice, la vârsta de 82 de ani. Oleg Pavlovich Tabakov a murit după o lungă suferință, a transmis conducerea teatrului Moscow Art Theater, născut în 1935 la Saratov, în sud-vestul Rusiei, acolo unde trebuia să ajungă recent avionul care s-a prăbușit plecând de la Moscova. Oleg Tabakov s-a alăturat în 56 trupei teatrului moscovit Sovremenic, devenită una dintre cele mai cunoscute din Rusia, după ce a fost descoperit de fondatorul său, regizorul Oleg Efremov. În 67 a interpretat rolul Nicolae Rostov în Război și pace al lui Serghei Bondarciuc, primul film sovietic care a obținut în 69 premiul Oscar pentru cel mai bun film într-o limbă străină. Evident că a jucat și Moscova nu crede în lacrimi, teribilul film sovietic în 1979, care a fost premiat în 81 cu Oscar și el. Așa, după ce a condus în 71 și 76 teatru Sovremenic, Tabakov a creat un teatru studio pentru a învăța pe tineri actori metoda sa de joc, supranumită Tabakerka. Din 2004 a fost director artistic al Moscow Art Theater, în 2009 a fondat o nouă școală de artă dramatică care îi poartă numele. Spre deosebire de Givenchy, Tabakov a fost de două ori căsătorit și este tată, a fost tată la patru copii. A primit titlul de artist al poporului, cea mai mare distinție în domeniul culturii în Rusia, cam cum era și la noi Ștefan Mihăilescu Brăila. Exemplu, și el era artist al poporului. Bun, deci cam asta ar fi la capitolul morții zilei. Totuși o rubrică destul de intensă în această zi, în care altfel nu s-a întâmplat mare lucru. Este ziua de după, ziua de după weekend, weekend care a marcat congresul Partidului Social Democrat și de unde să ieșim din această zonă de show de televiziune, spune el. Am citit și în adevăr un editorialul de pe prima pagină, mai degrabă am spicuit cât am avut timp în aceste minute. Îi să reamintesc lui Liviu Dragnea marile nerealizări ale României în această perioadă de 27-28 de ani. Liviu Dragnea spune că două frustrări gigantice ar exista, fotbalul și autostrăzile. E bine, trebuie să-i reamintim totuși marelui om de stat că fotbalul a trăit în această perioadă momente de glorie, cele mai mari din istoria sa, 94 campionatul mondial din Statele Unite, România a obținut cea mai bună performanță din istoria sa la un campionat mondial, ajungând în faza sferturilor de finală. De asemenea, în 2000 a ieșit din grupe la campionatul european olandezo-belgian, cea mai mare performanță la un turneu final european. Sigur, au fost nereușite în ultimii ani, dar nu se poate vorbi de o echivalență între fotbal și autostrăzi. Într-adevăr, în acest domeniu nu s-a construit nicio autostradă în ultimii 27 sau 28 de ani și nu se va construi probabil niciodată. Toate proiectele astea nu vor prinde practic niciodată contur. Spuneam că ei se reaminteau și noi le tot reamintim. Odată la câteva seri, marile eșecuri ale României post-decebriste, metroul de la Otopeni, căile ferate, care sunt la nivelul epocii lui Carol I, cel puțin ca viteză medie a trenurilor, da? Drumul Taberei, izolat de restul capitalei, tot așa pentru că nu are o magistrală de metrou, autostrăzile care nu vor fi niciodată gata și niciodată cu adevărat începute în România, marile orașe din țară nu vor fi niciodată legate între ele. Cine își imaginează că așa ceva se poate realiza în România, evident că se înșală sau pur și simplu vorbește aiurea. Liviu Dragnea spune că putem face o mare infuzie de bani, putem să facem lucrările și să plătim apoi 30 de ani. Numai că acești 30 de ani s-au îndepărtat deja, i-am înghițit. Urmează un alt calup de 30 de ani, să vedem dacă în ăsta vom reuși să facem ceva. Oricum, Liviu Dragnea nu va mai fi printre noi la capătul acestor 30 de ani, așa că nu-l vom mai pomeni când vom mai face încă un bilanț
neutru și probabil la fel de inofensiv al României moderne. Da, sigur, au fost și evenimente mai glamour la acest congres al PSD. Tupeul președintelui partidului de a-și invita Gagica, ea nu poate fi numită doamnă sau iubită deocamdată, este pur și simplu o femeie de galantar, o fostă secretară, care a căzut cu tronc șefului PSD. E adevărat că doamna respectivă sau domnița respectivă, Irina Tănase, un nume extrem de simplu, banal chiar, purta un inel cu diamant pe deget, cadou pe care Liviu Dragnea, după propriile spuse, i l-a oferit de 1 martie. Se poate vedea imaginea imediat și pe ecran, o imagine revoltătoare, sigur, pentru un cetățean. O vedeți? Are un inel așadar cu diamant, un diamant zdravăn. E bine, dacă un bugetar îi face unei fete, unei gagici, nici măcar nu este iubita oficială, cine știe câte femei o avea Liviu Dragnea și numai în Brazilia câte ori mai fi. Da, deci pur și simplu unei gagici iei un inel cu diamant de 1 martie, tu ca bugetar. Trebuia să fii, după părerea mea, săltat în minutul 1. A, uitați-vă totuși atent la această imagine. Telefonul Irinei Tănase nu este la înălțimea inelului pe care îl poartă. Aici ori este o scăpare a lui Liviu Dragnea, ori pur și simplu fata îl ține ca pe o amintire sentimentală, pentru că în mod normal, când îi oferi un inel cu diamant de 1 martie, este o dată ce nu reprezintă nimic pentru o femeie, vă reamintesc, este chiar sub 8 martie. Nu este ziua de naștere, nu este ziua în care s-au cunoscut, nu este Sfântul Valentin, nu este 8 martie, nu este Crăciunul și așa mai departe. Este un banal 1 martie când puteai să-i aduci un buchet de flori. Deci, evident că banii ăștia erau picați din cer, totuși pentru că sau i-a furat urba cuiva, Liviu Dragnea a furat acest diamant și atunci i-a dat fetei ca să scape de el. Dar bine, astea sunt lucruri pe care nu le știm, nu le putem confirma. Cert este că la telefon s-a zgârcit băiatul. În locul lui Liviu Dragnea aduceam telefonul ăla care se pliază de la Samsung, ăla încă neconceput, care nu există decât în variantă de proiect încă. Ați văzut tâmpitul ăla de la Samsung care a venit să-și prezinte ultimele realizări, Samsung-ul ăla 9 și 9 Plus, stătea cu cele două telefoane în mână. În momentul când a prezentat cel de-al doilea telefon, un pic mai scump decât primul, Samsung S, nu știu ce, Galaxy 9 Plus ăla sau cum se cheamă, n-am avut niciodată telefoane Samsung, deci de asta nu mă pricep exact. În momentul în care îl prezenta, a spus, da, da, zice, următorul care va apărea va fi un telefon care se va putea îndoi. Un telefon pliabil, dar îl vei putea băga în buzunar așa cum bagi portofelul, de exemplu. N-au auzit mari fani ai tehnologiei respective cum să mai cumpere rablele astea două. Deci o greșeală probabil de comunicare imensă, indiferent ce se va spune, că astăzi se spun multe. Oamenii în general au posibilitatea să se exprime în vid, adică pe rețelele de socializare, și acolo sigur că poți să comentezi orice. Dar oricum nu mi se pare normal să faci un asemenea anunț când tu trebuia un an de zile să trăiești din vânzarea acestor două telefoane. Dar bun, ca să ne întoarcem la subiect, Liviu Dragnea, da, din înălțimea funcției sale, își permite un Samsung de ăsta care se îndoiește, da? Nu care se îndoaie, atenție, deci care se îndoiește, deci își permite un astfel de telefon, tocmai pentru că nu cred că e mare diferență între amărâtul ăla de la Samsung, l-ați văzut cum arăta, și mustăciosul nostru preferat. Ce ar fi putut să facă el o comandă unică în lume, adică nici măcar Imperiul Samsung să nu dețină un asemenea telefon, dar să-l vedem în mâna domniței Irina Tănase, cum ar fi fost ca după ce își făcea un selfie acolo rândul întâi, pe locul lui Ion Iliescu sau al lui Adrian Năstase, să îndoaie telefonul și să-l bage în buzunar, după care Liviu Dragnea să-și ducă și el mâna la buzunarul fetei, chiar să o introducă un pic acolo, prin buzunarele strânte, să creadă lumea că vrea să-i fure telefonul, când el nu încerca decât o simplă bulăneală de cinematograf. Da? Deci am văzut aceste imagini, iată-i pe cei doi, ca nu cam perete să potrivesc, spuneam, el trecut așa, adus de vreme, o figură insipidă de fost nomenclaturist de ăsta mărunt din teritoriu, da? O față care trecea în Imperiul comunist de altă dată, da? Așa să vii de undeva, să n-ai
mare lucru de spus. Și ea, tot așa o oarecare de asta, trecută prin ciurul birourilor șefilor importanți în ultima perioadă, că spuneam că vine de la Asesoft, deci a venit pe încercate, n-a luat Liviu Dragnea cu ochii închiși, au cunoscut-o probabil și alții în meseria ei de asistentă mai devreme, da? Adică era clar că femeia nu încurca, de exemplu, cafeaua de Uganda cu aia de Papua Noua Guinee, când șeful ei spunea, fă-mi 25 de cafele în cursul acestei zile și uite cum să mi le faci, uite care să fie proveniența. E clar că era absolut excepțională la acest capitol, că de-aia